Iată că am ajuns la episodul cu numărul 3 din Decluttering. Astăzi, bineînțeles, după cum puteți vedea, nebunia de pe lume și anume oje și accesorii pentru unghii. După cum puteți vedea, am tot felul de accesorii, de nebunii. Încă mai am modelele pentru unghii pe care le făceam în momentul în care făceam școala de estetică. Am două cutii întregi, după cum puteți vedea, cu tot ce înseamnă bling-blinguri, accesorii pentru unghii, pensule, unghii false, acril, gel și așa mai departe. Aici, bineînțeles, pensulici de toate felurile, după cum puteți vedea, inclusiv păhărelele pentru unghiile din acril, pentru că mi-am luat backup-uri multe, mă gândeam că am să fac unghii în continuu. Și acestea sunt deja triate, dacă pot să le spun așa. Aici e partea cea mai gravă. Ia uitați-vă și voi câte oje. Deci e foarte grea chestia asta. Foarte, foarte grea. Aici mi-am pregătit cutii și, bineînțeles, faimoasele coșulețe în care vom pune produsele. Cele pe care le păstrez și cele pe care le arunc. Așa că am să fac în felul următor. Am să mă apuc să intru în nebunia asta de oje aici, pentru că sunt foarte multe, după cum puteți vedea. Și n-aș vrea să vă țin la rujuri, la rimeluri, la chestii, așa. Am să vă arăt produsele pe care le păstrez, produsele pe care le-am aruncat și o să vă explic așa câte puțin din fiecare, de ce le-am aruncat. Pentru că unele dintre ele sunt foarte, foarte vechi. Pe care nu le-am folosit, am produse care nu le-am folosit niciodată, produse pe care le-am primit, produse care... Deci o să vedem. Ideea e că e o mare nebunală pe aici, tot felul de, uitați, de exemplu, sclipiciuri de genul ăsta care sunt super uscate, deci chiar trebuie să dispară. Mă apuc imediat de triat și vă arăt și vouă ce am făcut. Aici e coșul cu produse pentru aruncat, coșul cu produse pentru păstrat. Astea le mai păstrez deocamdată. Aceasta o păstrez. Aceasta de la Dior, nu? Pentru că deja este terminată. Asta o păstrez. Asta de la Yves Saint Laurent o păstrez. Lancôme păstrez. Dior păstrez. 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 Asta o am de când făceam școala de la Elize Marbevești, gândiți-vă care câțiva ani de zile, nu mai ținem. Asta la fel, nu mai ținem. Ia uite, toate felurile și toate culorile. Aceasta, deci uitați-vă, s-a făcut în toate felurile și asta la fel. Foarte multe le aruncăm. Asta de la Mavala, asta e foarte bună. Aruncăm, păstrăm, cred că ar trebui să le pun pe categorie, uite așa, Dior, Lancôme, Yves Saint Laurent și restul. Asta aruncăm, aruncăm, Mavala, păstrăm, păstrăm, Sephora, ia uite. Asta le aruncăm. Ia uite și pe asta de la farmacie. N-am folosit niciodată. De la Essence, de la Catrice, nu de la produsele lor. Uite și după la Yves Rocher am astea micuțe, așa. Deci și de la Calor, după vremuri. Așa că, uite, Elie Marbeuf. Deci toate chestiile astea le țineam aici și ne ocupau mie de spațiu și n-avea niciun sens. Ia uite. Oje, Top Coat, Mavala, asta e bun. De la Opii. Asta de la Butter London încă nu le-am folosit și sunt super bune, să știți. Uite, încă e cu lipiciu pe ele. Nu le-am găsut. Astea de la Anii le țin, mai am câteva de la Nocibe, astea de la Kiko dispar toate,
Ups, mă scuzați că mă bag în cadru. Da, cam așa o să decurgă toată trierea noastră. Am făcut trierea. Acestea sunt produsele cu care voi rămâne. Am, pe partea aceasta, am Yves Saint Laurent, Opie, Butter London, Guerlain, 3 Lancôme, 4 Christian Dior, din care 2 sunt baze și 2 orge roșii, clasicele roșii. De la Pro Nails am 3 bucăți, 2 de la Kiko, un Black Up. Astea sunt de la Annie, 7 de la Annie. De la Kiko mi-am oprit și de la Kiko câteva, după cum puteți vedea sunt micuțe. 2 dintre astea așa mai sclipicioase, una de la Kiko, una de la Emma. De la Nocibe, care sunt foarte, foarte bune. Voi le găsiți la Douglas pe acestea. Dar sunt foarte bune, să știți. Și de la Mavala câteva, 3 de la Mavala și un top coat. Deci acestea sunt ojele pe care mi le-am oprit, sunt ojele mai noi pe care le am și o am pe cea de la Not Cosmetics, să vă arăt, pentru că abia am primit-o ieri. Este aceasta. Este aceasta pe care o port pe unghii astăzi. Este super ok. Așa că acestea sunt produsele pe care le păstrez. Restul le voi distruge imediat și vă arăt și vouă. Așa voi continua să fac cu toate până la sfârșit, pentru că așa trebuie făcut. Am terminat și acest decluttering, vă aștept cu episodul numărul 4. Cred eu că vor fi rujuri. V-am pupat! Pa, pa!